Astăzi vreau să discutăm ce joburi poți să alegi în 2022 în Anglia sau UK sau Marea Britanie, cum vrei tu să-i spui, tot aceeași țară. A, niște joburi care zic eu că sunt bine plătite și care merită în ziua de azi pentru că mulți, a, cu siguranță dacă veniți în Anglia, Probabil la început tot accepta să lucrați într-un depozit, lucrurile astea mai grele, mai fizice, dar la un moment dat ajunge în punctul care am ajuns și eu, bineînțeles, câte saturi vrei ceva mai ușor, te gândești puțin la sănătatea ta, pentru că e foarte importantă. Poate uh, urmează să vină un copil, sau poate ai un copil, sau poate ai doi sau poate ai trei sau poate ai mai mulți copii și uh, vrei să ai mai mult timp să stai cu ei, bineînțeles, și uh, ce poți să alegi, adică ce opțiune ai de joburi aici în UK pentru că nu ai foarte multe opțiuni, dar eu vă zic ce ar putea să alegi. Poți să-ți găsești un job, bineînțeles, flexibil, care să-ți permită treaba asta, să, să, ai timp și de familia ta, adică gen. Poți să optezi pentru delivery, care mă refer, livrări de mâncare, care mi se pare ok. Sunt multe firme de curierat de pachete, care la fel, în funcție, poți să-ți găsești un program să ai o decent. Dar ideea este că dacă te duci la un job normal și lucrezi doar o, o singură persoană, nu prea este rentabil să te duci la un trun depozit pentru că salariile sunt între 350-400-450, cel mai rău caz, adică cel mai top caz, ca necalificate, că adică n-ai nicio calificare, nu știi să folosești un. adică nu ai un, o licență pentru motostreivitor sau alte multe licențe care poate te ajută, gen nu știu, licență de bodyguard sau alte în alte domenii. Eu aș opta, sincer, prima top cea mai ok, flexibilitate, ar fi livrările de mâncare, merge în orice oraș, mai nevoie de o mașină, trebuie să faci o asigurare de maș pentru livra mâncare și cam mai e tot. Eu cel puțin asta fac de ceva timp, de practic am aproape 2 ani de zile de când fac treaba asta în UK și este destul de bine, adică pot să zic. Am săptămâni care atingă și 1000 de lire pe săptămână, bineînțeles nu în perioada asta de vară, dar începând din perioada august, până la finalul augustului până la până februarie lucrurile merg foarte bine, chiar poți depăși săptămâni să depășești 1000 de lire pe săptămână. Asta ar fi una dintre ele, delivera mâncare, Deliveroo, Just Eat, Uber Eat și multe altele care chiar îți permite să câștigi bani și să fii și flexibil. Să zicem că eu în momentul de față eu nu am intrat să lucrez, mă duc când fac treburile care am nevoie, mă -am desconectat de pe aplicație și intru mai târziu când cred că este ok. Dar am să mai vorbesc despre delivery, food delivery, în alte clipuri ca să înțelegeți și eu, adică livrări de mâncare. Uh, am să vă dau mai multe detalii. Uh, preț scurt, ce vreau să vă zic mai este livrările, programele flexibile pentru că ai un program foarte ok. Poate găsești un program să ai de dimineață sau de după amiaza. În general, astea merg de dimineață până la anumită oră. Dacă începi la oră de vreme, cu siguranță poate termin până în ora două și permite să fii flexibil și să câștigi mai mulți bani. Acum, depinde de fiecare ce vrea să aleagă, dar ai multe opțiuni. Depozituri merg foarte bine dacă Trebuie să lucrezi de dimineață, dar asta nu mai este o opțiune pentru că vrem să schimbăm ceva, adică să nu mai facem ceea ce am făcut, mai putem opta pentru activitate, orice activitate vreți voi, adică vă pricepeți la curățenie, vă faceți o firmă de curățenie aici foarte rapid, să deschizi o firmă te costă 30 de lire. Mentenanța nu este un cost foarte mare, e o contabilă și ești în regulă, bineînțeles, și tot ce ai nevoie, echipament pentru a putea practica această meserie, orice meserie, firmă de curățenie, firmă de detailing mobilă. Trebuie să te gândești la tot ce e mobil. Nu știu, servicii de uh, grădinărit, de tăiat iarba, de plantat, de renovări case. Adică, dar ai nevoie și de niște licențe, am impresia, pentru treaba asta. Dar poți să mergi mai departe, adică ai posibilitatea asta. Dacă e singur și, bineînțeles, uh, nu mai vrei să lucrezi, sau poți fi și în cuplu, în familie, cum ești tu, uh, poți să aplici pentru treburile astea. Eu asta vă recomand să optați în 2022. Să zicem că poate încep un job mai greut, dar după aceea să te duci să avansezi, să fii, să ajungi practic să fii stăpân, bă, știi că am o sursă de venit că fac aia, fac aia, nu vă bazați doar pe un job, pentru că joburile acum în UK s-au mai slăbit, sunt, găsiți locuri de muncă, nu zic că nu, dar în perioada de vară este așa, îți dă mai puține zile dacă nu ai contract direct cu, de, cu companie respectivă. Dacă ai contract cu agenției, ei te pot, bă, nu mai am nevoie de tine, zilele te chem peste două zile sau te chem trei zile pe săptămână, total. Adică din 5 zile lucrez doar 3. Deci, eu, eu așa vă treaba, văd că mereu trebuie să găsești opțiuni în viață, să avansezi, să nu rămâi la aceeași stagiu toată viața, pentru că nu este ok. Adică, dacă, nu știu, gen, ai o situație financiară joasă, Mereu trebuie să avansezi, mereu să muncești mai puțin eventual și să obții mai, mai mult randament. Asta e o opțiune destul de bună. Dar bineînțeles, muncești moderat, dar și recompensa să fie bineînțeles pe măsură.